Fraților, dacă ar fi să aleg între cântări și predică, întotdeauna aș alege cântarea. Niciodată nu m-a mustrat cineva că am cântat, dar de multe ori m-a mustrat că am predicat. În această seară ne bucurăm să vedem o prezență așa de frumoasă în mijlocul dumneavoastră. Mulțumesc Domnului pentru fiecare familie care este aici și mulțumesc Domnului că am ajuns și noi. Sincer să fiu, nu mi-am dorit să ajung în Australia, am dorit să stau mult mai mult acasă. Dar după 3 respingeri ale vizei, Dumnezeu mi-a vorbit printr-un frate proroc din Cluj că a sosit vremea să ajung și la dumneavoastră și vă spun de la început, n-am venit nici ca profesor, nici ca păstor, nici ca învățător, nici ca nimic altceva, ci am venit împreună cu dumneavoastră să ne învățăm unii pe alții și să ne apropiem mai mult de cer. Îmi este greu să predic la familie pentru că nu mă ajută nici vârsta, și nu mă ajută nici experiența. Acum, la vârstă, asta se rezolvă cu timpul, știți? Iar la experiență, îmi spunea cineva, câtă vreme ți-s rațele mici și n-au ieșit la apă, încă poți să predici. Iubiții mei, astăzi nu o să vorbesc foarte mult din experiența personală, cât vreau să vorbesc din Scriptură și dacă sunt experiențe care dovedesc că principiile Scripturii sunt adevărate, o să le spun cu drag. Vedeți dumneavoastră, cea mai puternică forță din univers este dragostea. Dragostea. Iar cele mai fericite momente pe care le poți avea, întotdeauna ele vor fi în familia ta, din cauza dragostei. De asemenea, cele mai dureroase momente pe care le poți trăi în viață sunt tot în familie sau din cauza familiei. Dacă Dumnezeu a gândit familia, întrebarea la care vreau să răspund în introducere este: de ce sunt cupluri care falimentează? Imaginați-vă că eu iau o partitură de pian scrisă de Mozart, o pun la fratele Manu pe pian să o interpreteze și el face anumite greșeli. Am o întrebare, este Mozart de vină sau este Manu de vină? Îmi permit cu el și o să mă ierte comparația asta. Vedeți dumneavoastră, în loc de partitură putem să punem Biblia și să spunem, iau cuvântul lui Dumnezeu, iau principiile lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a gândit și le aplic în familia mea și Dumnezeu îmi spune, dacă le aplici corect și nu după cum îți taie ție capul sau după cum vrei tu, o să ai succes în familie. Iar dacă le aplici incorrect, nu sunt eu de vină, pentru că Biblia, să știți că nu se contrazice, Biblia ne contrazice. În urmă cu aproximativ un an și ceva, am mers să-mi cumpăr o mașină de tăiat iarba și în fața mea cel care mi-a vândut mașina a început să o pornească. Eu mă uitam așa cu milă la el și cu mare self-esteem la mine, știți? Și stăteam și mă gândeam de ce am eu nevoie să-mi arate el cum se pornește o mașină de tăiat iarba. Pentru că noi românii, nu știu cum sunteți voi în Australia, dar noi în România le cam știm pe toate. Unfortunately, din păcate. Și vă spun sincer, n-am prea fost atent pentru că mi se părea efectiv o jignire să înveți pe cineva cum se pornește o mașină de tăiat iarbă. Am ajuns acasă cu mare bucurie, am desfăcut mașina, am montat-o, nu prea aveam ce să montez pentru că erau doar 2-3 piese de pus împreună și de-abia așteptam să îi spun soției să vină afară și copiilor să vadă ce bine merge mașina. Însă vă spun sincer, am transpirat un sfert de oră încercând să pornesc mașina și nereușind să fac lucrul acesta. La un moment dat, Ianis, băiatul meu de 9 ani și ceva, au zis, tati, există acolo un pachet, o carte cu instrucțiuni. I-am zis, fugi de aici cu cartea. Tu ai văzut român care să pornească vreo mașină? Ai văzut român care să citească carte de instrucțiuni? Eu n-am nevoie de carte de instrucțiuni. Din nou am încercat încă vreo 4-5 minute și la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să renunț. Și am zis la Ianis, mai uită-te o dată în cartea aia și ține așa un pic la distanță, să nu se vadă că mă uit în ea. Dacă se uită cum a soția pe geam, să nu vadă că mă uit în carte. Să nu știe ce și-a luat. Știți? Și am văzut așa de la distanță, scris așa cu litere mari, punctul 1. Pornește alimentarea cu benzină. Ceva basic, ceva... M-am uitat și am văzut că
Pe lângă alte butoane era și un buton nepornit. L-am ridicat în sus și a mers. Iubiții mei, uneori trebuie să ne smerim în familiile noastre, ca să nu spun deseori, și să deschidem cartea cu instrucțiuni care se numește Biblia. Și dacă în acest simplu mesaj pe care îl voi avea astăzi va fi ceva ce vă supără, vă rog să vorbiți cu cel care mi-a dat mesajul, și anume Dumnezeu. Dar vă rog, înainte să vă supărați sau înainte să vă întristați, să verificați dacă ceea ce am spus este în acord cu Sfânta Scriptură. Biblia ne spune că Adam a fost însărcinat de Dumnezeu cu două importante. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Am întâlnit în Australia, cât și în România, români, și vreau să spun ceva despre români. Românii sunt foarte harnici. Poate sunt și prea harnici. Dar uitați-vă că Biblia nu spune doar să lucrăm pentru familia noastră, ci Biblia spune și să păzim familia noastră. Biblia nu spune să o păzească dacă vor fi pericole, să o păzească dacă vor fi primejdii. Biblia ne spune aici și ne dă de înțeles că pericole vor fi 100% și primejdii vor fi 100%. Asta înseamnă că trebuie să mai privesc undeva, și anume se pare că cel rău are și el ispitele lui. Spune în următorul verset din Luca 11:21, când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Iubiții mei, cea mai mare avere pe care noi avem pe acest pământ nu este contul bancar, nu este mașina sau casa, ci este familia noastră. Și în această seară vreau să ne uităm în 40-45 de minute de ce ar trebui să ne păzim familia, care sunt pericolele care ne pasc. Bineînțeles că sunt pericole care vin din exterior și sunt pericole care vin din interior. Probabil că ce cunoașteți unul dintre voi istoria Americii, nu o să intru în foarte multe detalii, însă am să amintesc că America a trecut prin două mari războaie în istoria ei. A fost momentul acela când Statele Unite s-au separat de Anglia și în acel război au murit 6.800 de oameni. A fost un pericol din exterior, a fost o luptă cu exteriorul. Și acum uitați ceva șocant. A mai fost un război în America care se numește Războiul Civil. Când Nordul s-a luptat cu Sudul din cauza sclaviei, iar acest război a provocat de 10 ori mai multe pagube. Am învățat ceva din istoria Americii și am înțeles pentru familiile noastre că amenințările care vin din interior sunt întotdeauna mai puternice decât cele din exterior și produc întotdeauna pagube mai mari. De exemplu, dacă eu cu șeful de la servici nu mă înțeleg foarte bine, relația mea cu soția va rămâne la fel. Eu nu sunt așa de afectat, pentru că știu că dacă vin acasă am pe cineva care mă iubește. Și dacă îmi pierd serviciu, îmi rămâne familia, care e de mii de ori mai importantă. Atenție! Toți șefii din lumea asta de la servici, dacă mă iubesc și eu cu soția nu mă înțeleg, eu nu o să am pace și bucurie și pagubele vor fi foarte mari. Haideți să ne uităm la câteva pericole care amenință familiile noastre. Primul pericol pe care l-am observat este competiția. Competiția. În Genesa capitolul 2 cu versetul 24, Biblia spune: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. O altă traducere spune: vor fi două persoane într-o singură persoană. Cred că ați auzit de concursul de caiac canoe. El are două moduri, în singur sau în echipă. Iar dacă ești în echipă și unul vâslește să meargă în față și altul în spate, ai pierdut din start.
Atunci când ești în aceeași barcă, nu este de sugerat, este de trebuință ca să vă slim amândoi în aceeași direcție. Și subliniez ceva foarte important, direcția noastră este mai importantă decât viteza noastră. Am observat ceva în Australia cât și în România. Din păcate suntem într-o competiție. Din păcate suntem într-o competiție. Și în această competiție am prins tare mare viteză, numai că unii dintre noi am pierdut direcția. Iubiții mei, competiția în familie se vede între cei doi parteneri prin cine să aibă ultimul cuvânt. Îmi spunea un bărbat foarte sincer la un moment dat, a zis, frate Cristi, la mine în pace, la mine în familie este pace pentru că întotdeauna eu am ultimul cuvânt. Și spun, care e ăla ultimul cuvânt? Și el spune, așa e, draga mea. Vedeți, uneori trebuie să ai ultimul cuvânt în acest fel. De ce? Pentru ca să nu fie competiție. Iubiții mei, tot competiția se vede uneori între noi prin cine să aibă dreptate. Și într-adevăr, competiția caută dreptatea. Însă eu am decis cu soția mea în familie să nu căutăm dreptatea, în primul rând, ci să căutăm pacea. Că dacă am dreptate și ajung la tribunal, prefer să am pace și să nu ajung la tribunal. Cine domină? Și asta e o problemă. Și această familie unde există competiție are foarte mult de suferit. Prin certuri, prin atacuri la persoane, prin strigăte și alte lucruri. Citeam despre un înțelept care într-o zi și-a întrebat ucenicii, de ce țipă oamenii când sunt supărați unii la alții? Iar unul din ucenici a spus, țipăm pentru că ne pierdem calmul. Discipulul a zis, înțeleptul a zis, de ce să țip când cealaltă persoană e chiar lângă tine, te aude? Altcineva a zis, păi țipăm ca să fim siguri că ne aude. Maestrul întrebă din nou, totuși n-am putea vorbi mai încet, cu voce joasă. Și tot astfel înțeleptul a spus așa, când doi oameni se ceartă, inimile lor se îndepărtează. Pentru a se auzi unul pe celălalt, aceștia trebuie să strige mai tare, proporțional cu gradul de mânie. Cu cât se manifestă mai multă furie, cu atât este nevoie de mai multe strigăte care să acopere distanța dintre ei. Însă atunci când doi îndrăgostiți se întâlnesc, inimile lor se apropie și vorbesc încet, suav. Uneori sunt atât de apropiați încât nu mai folosesc cuvinte, ci doar șoapte. În final, înțeleptul concluziona zicând, luați seama la cuvintele pe care le folosiți când discutați și nu lăsați ca inimile voastre să se separe una de cealaltă, căci va veni o zi în care distanța va fi atât de mare încât inimile voastre nu vor mai găsi drumul de întoarcere. Iubiții mei, în această seară vreau să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și să înlocuim concurența cu cooperarea. Concurența să o înlocuim cu cooperarea. Când cei doi se completează, avem un ajutor potrivit. Biblia spune, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor perfect. Nu, am să-i fac un ajutor potrivit. Acum, toți care sunteți căsătoriți, știți cât efort am depus fiecare dintre noi până la nuntă să ne ascundem defectele. Iar după nuntă am văzut fiecare că nu le mai putem ascunde. Atenție, nu vorbesc de păcat. De exemplu, mie nu-mi plac ardeii umpluți. Este o slăbiciune a mea. Nici sarmalele. Am mâncat cu Manu sarmale, cred că peste 10.000, cred că în România, în 18 ani de slujire. It's enough. Da? Soția, dacă ar vrea să mă chinuie, mi-ar face sarmale oricând ești acasă. Soția mea, când știe sigur că am plecat și intru în avion, scoate sarmalele din congelator. Da? Asta este o slăbiciune a mea. Nu este un păcat. Însă a minți este un păcat. A urla, a te mânia este un păcat. Iubiții mei, noi avem slăbiciuni. Fiecare dintre noi, noi avem anumite defecte. Însă vreau să vă spun astăzi că noi avem unul nevoie de celălalt. Unul este mai cheltuitor, altul este mai econom. Unul este poate mai calm, altul își pierde calmul un pic mai repede. Uitați-vă imaginea asta cu puzzle-ul ce
Ce frumoasă imagine este, dacă cele două piese ar fi exact la fel, ele nu ar putea sta împreună. Faptul că sunt diferite este cheia șederii împreună. Mă rog astăzi Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie cu cooperare. Doamne, ajută-ne la asta. Acum urmează un subiect sensibil, al doilea pericol care îl văd este materialismul. Am pus doar mâna cu plasele, nu mi-am permis să plâng și cine era în poză, dar cred că ați văzut anumite persoane care prin mall au amândouă plasele pline. Iubiții mei, dicționarul de la Oxford spune că materialismul este o tendință de a considera posesiunile materiale și confortul fizic ca fiind mai importante decât valorile spirituale. Și bineînțeles că preocuparea exagerată după material, după bani, după confort, după a avea, va răci relația dintre cei doi. Mi-aduc aminte, eram copil și mama m-a dat la engleză intensiv. Am urât în primii ani de școală engleză, acum n-am urât nimic în viața asta. Iar astăzi lucrez în engleză. Aveți grijă ce urâți, că s-ar putea să vi se întâmple. Dar am observat în clasa a doua că primele verbe pe care le-am învățat sunt verbele to have și to be. Am înțeles peste ani că la români îi place mai mult to have decât to be. Din păcate. Și, iubiții mei, trebuie să recunoaștem că atunci când intervine materialism într-o familie, cei doi se vor vedea tot mai rar ca să aibă tot mai mult. Cei doi se vor vedea tot mai rar ca să aibă tot mai mult. Acum întrebarea mea e, de ce să am mai mult dacă mă văd mai rar? E un paradox lucrul ăsta. Și lipsa din casa a mamei sau a tatălui pentru o vreme îndelungată a dus la pierderea autorității în fața copiilor. În Evrei 13:5 Biblia ne spune să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, că El însuși a zis nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Cineva a spus banul este un rob bun, dar un stăpân rău. Banul este un rob bun, dar este un stăpân foarte rău. Tot Domnul Iisus ne spune în Luca 12:15, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Și acum probabil cineva din sală se întreabă, de unde știu dacă sunt harnic sau lacom? De unde știu dacă sunt harnic sau lacom? Când sacrifici activitățile religioase pentru muncă într-un mod constant și continuu, deja nu mai e hărnicie, ci este lăcomie. Da? Iisus, iubiții mei, spune în acest verset, viața cuiva, valoarea cuiva, nu stă în ceea ce are, ci stă în ceea ce este. N-am observat niciunde în Biblie că Iisus ar fi apreciat pe cineva după material. Ce poșetă faină ai, ce mașină frumoasă, ce casă frumoasă. Niciodată Iisus Hristos nu a apreciat pe cineva pentru valorile materiale, ci întotdeauna l-a apreciat după valorile spirituale. Și asta ar trebui să ne transmită un mesaj foarte corect. Pe femeia cananită care a venit și s-a rugat la Iisus, lui Iisus să-i vindece fetița, Iisus a apreciat-o pentru credință. Pe văduva de la templu, Iisus a apreciat-o pentru generozitate. Pe Maria, sora Martei, Iisus Hristos a apreciat-o pentru disponibilitatea de a asculta. Fiul risipitor, iubiții mei, a iubit foarte mult materialul, atât de mult încât a luat ceea ce tata i-a oferit și a spus, vreau să cheltuiesc, dar vreau să cheltuiesc fără tata. Și asta a dus de la binecuvântare la blestem. Iubite familii, aș vrea să înțelegem astăzi că diavolul vrea să folosim oamenii și să iubim banii. Dumnezeu vrea să iubim oamenii și să folosim banii. Nu a avea bani e o problemă, ci iubirea de bani. 1 Timotei 6:10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Timpul petrecut pentru a avea mai mult trebuie luat de undeva și de obicei luăm din familie,
din educația sau implicarea în viața copiilor și din activitățile spirituale. O echipă de cercetători au vrut să afle cât de mult petrec tații clasei mijlocii, familiilor tinere, cu copiilor, jucându-se și interacționând cu ei. Inițial i-au interogat pe tați și tații au spus că petrec aproximativ 15-20 de minute cu copiilor în fiecare zi. Cercetătorii însă nu s-au lăsat influențați de ceea ce au spus tata, ci au mers și au pus microfoane pe hainele copiilor ca să înregistreze interacțiunea verbală și durata ei între copil și tată. Rezultatele acestui studiu sunt șocante. În medie, acești tați petreceau 37 de secunde pe zi comunicând cu copiii lor. Aceasta reprezintă, se pare, contribuția parentală în viața milioanelor de copii din lumea noastră. Acum haideți să facem o comparație. Un preșcolar vizionează în medie între 30 și 50 de ore de conținut video pe săptămână. Dacă ați făcut greșeala să dați telefoane copiilor dumneavoastră mai devreme de 13, 14, 15 ani, sunt șanse mari ca ceea ce spun eu acum să se adevărească. Un băiat sau o fată care stă pe TikTok o oră vede 700 de videouri într-o oră. Și spuneam aseară unor frați slujitori cu care ne-am întâlnit, îmi este tot mai greu să predic pentru că eu am un singur video, eu și predica. Și ei în timpul ăsta se uită la 700 de videouri, iar focusul lor și concentrarea lor este tot mai dificilă atunci când nu mai sunt imagini care se află în mișcare și entertainment. Acum comparați cele 30-50 de ore petrecute de copil pe săptămână cu 37 de secunde pe zi din partea taților. Mai este oare necesar să întrebăm de unde își iau copiii noștri valorile? Iubiții mei, atunci când materialismul ia locul spiritualului în familia noastră, se întâmplă și se poate întâmpla Marcu 8:36. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? O spun cu responsabilitate bisericilor din Melbourne, să nu uităm că suntem în trecere prin lumea aceasta, nu la întrecere. Am participat la multe înmormântări, frații de aici cu mai multă experiență ca mine au participat la și mai multe. Niciodată nu mi s-a întâmplat să zică cineva plimbându-se pe lângă sicriul cuiva, păcat de el, că avea un Porsche sau un BMW extraordinar. Niciodată. Niciodată nu a zis cineva, îmi pare rău că a plecat pentru că avea 3,7 milioane de dolari. Întotdeauna oamenii care vor veni la mormântarea noastră sau care au participat la mormântările altora n-au fost marcați de ceea ce noi am strâns, ci de slujirea noastră în comunitate și în viața lor. Și ca să ne facem timp de slujire, de implicare, mai întâi ar trebui să începem cu copiii noștri, cu partenerul nostru, cu biserica, și apoi se va întâmpla ce au zis frații aceia și surorile către Petru, despre Tabita, femeia aceasta s-a implicat, ne-a făcut haine, dar de unde a avut timp? A renunțat să mai lucreze așa mult pentru ea și a început să lucreze pentru alții. Iubiții mei, trăim o vreme când părinții oferă lucruri multe copiilor, însă nu se mai oferă pe ei copiilor. Nu știu dacă dumneavoastră aveți șocul acesta, fata mea are 13 ani deja și sunt îngrijorat. Mă aștept în următorii 7 ani, 10 ani, sper că nu mai repede, să-mi dea o invitație la nuntă. Vă vine să credeți că am prieteni sau am cunoștințe care mi-a spus, frate Cristi, am fost la nunta fetei mele și am plâns. Pentru că mi-am dat seama că nu-mi cunosc fata. Am petrecut așa mult timp să-i ofer tot ce vroia, dar n-am petrecut mult timp cu ea. Să investesc mai mult în caracterul ei, în creșterea ei. Iubiții mei, știți de ce se duc mai multe flori la mormânt decât în timpul vieții? Că regretul e mai puternic decât recunoștința.
Eu aș vrea în Melbourne recunoștința să fie mai puternică decât regretul. Amin. În al treilea rând, iubiții mei, mai există un pericol care ne paște pe fiecare dintre noi și acest pericol se numește căminul căldicel. Apocalipsa 3:15 spune Biblia, știu faptele tale. Nu le faci nici cu pasiune și nu le faci nici deloc. Le faci. Dar ceva lipsește. Ai o dragoste căldicică și Biblia vorbește de mai multe feluri de dragoste. Nu mai pun verset la fiecare ca să câștigăm timp. Dragoste fierbinte, căldicică, rece. Și când se răcește dragostea pentru soția mea sau pentru soț, apare altcineva care intervine și atunci trebuie ca dragostea să se prefacă și la un moment dat intervine cel mai groasnic lucru, dragostea părăsită. Obișnuiesc să spun la căsătorii, căsătoria este o cutie goală și dumneavoastră care v-ați căsătorit știți lucrul acesta. Noi am visat înainte să ne căsătorim cum să ni se aducă mâncare la pat în fiecare dimineață și nu e așa. Am visat lucrul ăsta. Am visat că mereu viața va fi stil Maldive, Dubai, dar nu e așa. Căsătoria, iubiții mei, este o cutie goală. Cei mai mulți oameni, din păcate, se căsătoresc crezând în mitul că o căsătorie frumoasă este o cutie plină. Cu ce? Cu companie, intimitate, prietenie, respect, aprecieri, vorbe frumoase. Adevărul este că o căsătorie este la început o cutie goală. Și în cutia asta, înainte să iei ceva, trebuie să pui ceva. Nu există iubire în căsătorie. Șocant, nu? Iubirea este în oameni, nu în căsătorie. Și oamenii o pun în căsătorie. Nu există romantism în căsătorie. Trebuie să-l infuzezi în căsnicia ta. Un cuplu trebuie să învețe arta și să formeze obiceiul de a dărui, a iubi, a servi, a aprecia și de a păstra cutia căsătoriei mereu, mereu plină, mereu plină. Vedeți dumneavoastră, dragostea aceea în clocot nu se menține prin like-uri, ci se menține prin transpirație, pasiune, implicare. Spunea cineva că până la căsătorie ești un nimeni, după căsătorie ești cineva, cineva să ducă gunoiul, cineva să facă mâncare, cineva să spele vasele. Referitor la dragostea asta căldicică, mărturisesc ceva, chiar dacă soția o să mă mustre de seară pentru asta. Ani de zile i-am spus soției mele că o iubesc. Că așa am învățat de la predică, din Biblie, că e frumos să apreciezi soția, să-i spui că o iubești. Și mereu mă întreba dacă e din inimă. Și eu mă supăram, doar nu-i din ficat, doar nu-i din rinic. Normal că e din inimă. De ce mă întreb că dacă e din inimă? Însă mi-am dat seama mai târziu că nu se referea la mădulare, ci se referea dacă o spun cu sinceritate. La noi primele două au fost fete, apoi au început să apară băieții și cu băieții a fost foarte greu pentru că ei o sculau, o trezeau pe soția mea de 10, 15, 20 de ori pe noapte. Și eu, sub motivația implicării în muncă, spuneam, dragă, eu trebuie să mă odihnesc mâine, de parcă ea nu s-ar fi sculat dimineața. Și ea zicea, ok, eu mă culc cu băieții, ok, dormi tu singur să te odihnești. Când a apărut al șaselea băiat în familia, al șaselea copil în familia noastră, al șaptelea copil, al cincelea băiat, Matias, i-am spus, dragă, o să mă culc eu cu copilul ăsta. S-a uitat la mine și a zis, acum ai din inimă, zice. Acum ai din inimă, slăvit să fie Domnul. Vedeți, soțiile noastre, femeile care au o relație cu Dumnezeu, nu vorbesc de femeile care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care profită și care doresc doar plăcerile de moment și care schimbă partenerul pentru altul mai cu bani. Femeile noastre care sunt femei serioase, soții, doamne, care au înțeles ce înseamnă iubirea, respectul, aprecierea, ele știți ce vor să ne vadă pe noi? Nu trimițându-le inimioare cu săgeți pe WhatsApp sau pe Viber. Ele vor să ne vadă că ne implicăm în familie. Și asta menține dragostea în clocot. Iubiții, atunci când dragostea este căldicică, familia nu este separată, ea nu e divorțată, dar nu este nici în clocot.
Cum pot să văd dacă am o dragoste căldicică în familie? Se schimbă limbajul, gata cu iubi, cu dragă. Ei se vor simți mai bine în prezența altora decât unul cu altul. Dorința de slujire unul pentru altul scade. Ajung, din păcate, ca doar copiii să-i mai țină împreună. Ei pot să fie divorțați sentimental, financiar, emoțional, dar nu au mers la tribunal încă. Am întrebat pe un frate care lucrează ca judecător în România, cum îți permit să divorțezi oameni, mai ales că tu ești pocăiet. Și a zis, frate Cristi, n-am divorțat pe nimeni. Zic, minți, că eu știu cupluri pe care le-ai divorțat. O zis, eu nu m-am semnat actele, n-am divorțat pe nimeni. Și am zis, what? Și a zis, frate Cristi, toți oamenii care vin la mine, fiecare cuplu care vine la mine, el vine divorțat deja. În urmă cu 3, 5, 7, 8 ani au apărut cuvinte care au jignit, au apărut situații la limită, au apărut fel și fel de cicăleli, a apărut fiecare cu pormoneu, fiecare cu patul lui, fiecare cu camera lui, fiecare cu neamurile lui, fiecare cu concediile lui și, din păcate, eu doar am semnat ceea ce ei au făcut. Iubiții mei, Biblia ne recomandă pentru ca dragostea noastră să fie din nou un clocot, să avem o atitudine de bunătate, de milă, de iertare. Efeseni 4:32 spune Biblia, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. În Coloseni 3:14 ni se spune să nu ținem haina dragostei pe umeraș, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Citeam despre o familie de frați misionari, soț și soție, care au plecat în misiune undeva în zona Africii, cu mulți ani în urmă. Amândoi au depus un efort colosal și în familie, dar și în răspândirea Evangheliei, atât cu vorba cât și cu fapta, iar la un moment dat ea s-a îmbolnăvit de Alzheimer. Cei care cunoașteți boala aceasta, probabil că știți mai bine ca și mine, undeva cu 15-20 de ani înainte să fie descoperită, ea se instalează în corpul nostru. Văzând gravitatea situației, fratele misionar a scris o scrisoare bordului de misiune, care îi sponsoriza și care i-a trimis, prin care a cerut permisiunea să se implice mai puțin în afara familiei și mai mult în a-și ajuta soția. La care bordul i-a răspuns, nu suntem de acord pentru că îți putem angaja o asistentă, o menajeră, o femeie care să fie acolo și tu să faci mai departe ce făceai înainte, că ea oricum nu mai știe cine ești tu. La care el a răspuns într-un mod extraordinar și nu am nevoie să comentez ceea ce el a spus, ea nu mai știe cine sunt eu, însă eu știu cine este ea. Ea este soția mea. Asta este o dragoste plin de pasiune și mă rog astăzi în căminul nostru Dumnezeu să ne ajute să avem dragostea în clocot. Amin. Și în ultimul rând, iubiții mei, pentru că nu vreau să fiu foarte lung, anarhia, dezordinea, este un al patrulea pericol care amenință familiile noastre. Și acum știu că sună foarte ciudat, pentru că nu mă refer la curățenie. Noi știm, bărbații, cât de mult suferim din cauza că avem soții harnice și curate și uneori poate nu ne punem perfect toate lucrurile la loc. Dar este foarte interesant că Biblia ne spune la un moment dat că poate să fie curat în casă și totuși să fie dezordine în cămin. Poți să ai poți să ai gresia, poți să ai podeaua aspirată, să fie totul curat și totuși să nu fie ordine în inimile noastre și în raporturile noastre de soț, soție și copii. Iubiții mei, ce produce anarhia în familie? În primul rând, lipsa nivelelor de autoritate. Dumnezeu, bărbatul, femeia, Efeseni 5:23, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse. În engleză spune, shall respect her husband, să-și respecte bărbaților în toate lucrurile.
Și am luat o imagine care este foarte sugestivă. Hristos, soțul care protejează familia, care conduce familia, care muncește pentru familie, soția care she has to comfort, to teach, to nurture, copiii care trebuie să iubească părinții și să ascultă de părinți. Am plecat într-o zi de acasă și avem un băiat pe nume Lucas, are 7 ani jumate și mie și soției deja ne este frică de el, este foarte inteligent, nu știu de unde o moștenit, că eu nu sunt așa inteligent, undeva din spate, nu știu de unde o moștenit așa o genă, are răspunsuri aproape la toate și întrebări la care nu prea poți să răspunzi. Vă dau un exemplu, am plecat de acasă spre București cu soția la aeroport, cumnatul meu și sora soției și soțul ei, cei doi au venit să stea de vorbă, să stea cu copiii noștri de vorbă, să-i ajute, să-i îmbrace, să facă tot ce trebuie timp de o lună. Și Lucas, băiatul acesta, l-a așteptat pe Andrei cu un bilet, cu un verset din Biblie. Lui Lucas i-a fost tare frică că Andrei, cumnatul meu, vine și îi pune pe toți la treabă și el nu face nimic. Și a pregătit un verset din Biblie la 7 ani jumate, foarte, foarte interesant. Cine vrea să fie cel mai mare între voi, să fie robul tuturor. Vă spun sincer că era să facem și eu și soția un șoc când mi-am dat seama dacă așa începe excursia noastră în Australia, nu știu cum va fi până la final. În orice caz, când am plecat de acasă într-o zi, i-am spus lui Lucas să aibă grijă de frații mai mici. Cei mai mari decât el, 3 din familie, urmau să vină cu noi și el era cel mai mare. Și s-a uitat la mine și a zis, tati, pot să fiu șeful până veniți. Pot să fiu șeful. Și atunci m-am uitat la el și i-am spus, nu Lucas, tu trebuie să fii lider și nu șef. Iubiții mei, dați-mi voie să spun astăzi, și cred că surorile vor spune amin, bărbatul nu este șef, bărbatul este lider. Am observat ceva în cei 18 ani de muncă, sper să nu se uite șefii mei pe acum la predică, am observat că șefii împing pe alții în față când este vorba de treabă, când este vorba de sacrificiu și când s-a terminat treaba și urmează premierea, îi împing în spate și ei vin în față și își iau tot creditul. Asta fac șefii. Liderul face altceva, liderul merge el în față și trage toată fabrica, tot business-ul după el. Iar când e vorba de credit, de răspătire, se trage în spate și împinge echipa în față. Iubiții mei, Dumnezeu pe noi ca bărbați ne cheamă să fim lideri în casă. Și ar trebui să înțelegem că femeia nu este o slugă, soția noastră nu este o menajeră, ci este o ființă pentru care a murit Iisus. Și ai spus că este un dar de la Domnul pentru tine. Atunci comportă-te, cineva a zis așa, dacă vrei să te numesc regele meu, spunea o soră, fă-mă să mă simt ca o regină, nu ca o menajeră, nu ca o sclavă. Da? Multe femei, o spun din păcate, au preluat conducerea familiei nu de bunăvoie, ci din cauza că bărbatul nu a mai acționat cu responsabilitate. Am primit mărturisiri de genul, soțul nu mai vine la biserică, ce să fac, frate Cristi? Să stau după el până peste 5-10 ani când o să ne cheme din nou la biserică? Nu mai citește Biblia, trebuie să citesc eu cu copiii Biblia? Nu-i mai interesat de nimic decât inclusiv duminica, de fishing, de hunting, de business, de toate și merg eu singură și trag, spunea sora asta, am pus mâna pe volan, nu de bucurie. Și pentru că nu vreau să-mi văd familia mergând spre ea. Iubiți bărbați, aș dori în seara aceasta, împreună cu mine, împreună cu frații de aici slujitori, să ne reasumăm rolul de lider, de preoți în casă. Pentru că mai devreme sau mai târziu, lipsa noastră din cămin, lipsa noastră din implicarea în viața copiilor noștri se va vedea în căsătoria lor. Și ascultă-mă ce vreau să spun astăzi. Dacă nu te implici cu responsabilitate, vine o vreme când vei suferi. Și vine o vreme când vei vrea să dai timpul înapoi și nu o să poți să faci asta. Apoi, pe lângă această ordine care lipsește din unele familii și care este o ordine binecuvântată, și aș vrea și surorile să se uite, da? E mare har să ai o umbrelă pe timp de ploaie, nu?
În afară de asta, mai este lipsa călăuzirii spirituale în decizii. Cei doi acționează fără discernământ spiritual, fără să aibă în vedere planul lui Dumnezeu pentru ei. Romani 8:14, Biblia spune, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, anarhia în familie se vede prin lipsa disciplinelor spirituale în familie. Aici, în Australia, la voi, îmi spunea un tată bucuros, Tate Cristi, de 7 ani citesc Biblia în fiecare zi. Ar fi trebuit să încep mai devreme, ar fi trebuit să fiu un tată mai responsabil. Dar de 7 ani mi-am preluat rolul de tată și încep să văd rezultate. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu să ne strângem familia la rugăciune, la citirea Bibliei. Șansele ca băiatul sau fata ta să citească în fiecare zi Biblia sunt foarte mici dacă nu te văd pe tine că faci lucrul acesta. Și întotdeauna pocăința de acasă este mai importantă decât cea de la biserică. Am observat și în Australia și am observat și în România. Ținem foarte mult la imaginea familiei noastre. Însă vreau să vă spun că nu imaginea ține familia, ci caracterul ține familia. Fundația ține o casă, nu casa ține fundația. Familia care se roagă împreună rămâne împreună. Din 25.000 de cazuri de divorț în Europa, cineva a făcut o statistică, a zis așa, n-a lipsit mașina, casa, din cele mai multe totul era bine material, însă din toate a lipsit, ce spunea fratele Gabi, a lipsit rugăciunea. Iubiții mei, mă apropii de încheiere, spunându-vă că am fost într-o seară de priveghere la o bătrânică în județul Arad. Poate au fost 15 oameni prezenți, 20 de oameni. N-a fost o persoană cunoscută. Dar nici nu e important dacă te cunosc oamenii, ci important este să te cunoască cerul. La final am plecat la masă cu familia și lângă mine stătea nepotul acelei femei în vârstă care a murit și nepoata prin alianță, soția lui. Am văzut că nu mănâncă niciunul dintre ei, am pus și eu lingura jos, să-mi era jenă să mănânc. Și am zis, de ce nu mâncați? Și ea a zis, frate Cristi, bunica mea, bunica noastră, așa după cum știi, a fost o femeie a lui Dumnezeu, a plecat la Domnul altă ieri și pe mine a căzut sarcina să o schimb în ziua mormântării. Îmi spunea fata asta cu lacrimi în ochi, am rămas șocată când am ajuns să-i dau ciorapii. Îmi spunea ea, bunica a umblat tot timpul cu fuste lungi, cu rochii lungi, n-am avut ocazia niciodată să-i văd genunchii. Însă în ziua când i-am dat ciorapii, am găsit 2 genunchi bătătoriți. 2 genunchi ca de cămilă, 2 genunchi care arătau urmele unor discipline spirituale practicate de bunica noastră timp de 10 de ani. Frate Cristi, avem casă, mașină, copii sănătoși, loc de muncă, avem de toate. Și de multe ori ni le-am asumat și am zis, merităm. Când am dat ciorapii pe bunica, ne-am dat seama că nu-i meritul nostru, ci este pentru că cineva și-a înțeles rolul. Și între cer și pământ a luptat în rugăciune pentru noi. Frate Cristi, să mănânci liniștit. Noi nu o să mâncăm astăzi. Pentru că mâine va avea loc în mormântarea și peste genunchii bunicii noastre se va arunca pământ. Și nouă ne stă înainte o responsabilitate imensă. Va trebui să preluăm ștafeta bunicii și să o ducem în familia noastră. Și nu știu dacă reușim să facem asta. La cât de ocupați suntem, la câte proiecte avem, la cât de prins suntem cu toate. Noi ne-am bucurat că cineva a făcut asta pentru noi și acum copiii ar trebui să se bucure că noi facem asta pentru ei.